La Parlamentul României, acolo unde fostul premier Florin Câțu face declarații. După ce citesc și toate informațiile. Puteți să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat atunci. Dacă vrem să discutăm alte subiecte. Dacă au existat acele semnale și din partea Ministerului de Finanțe, de ce ați continuat cu achiziția unui număr mult mai mare decât ar fi fost necesar? Dați-mi voie să văd ce este la dosar și pot să vă răspund după aceea la întrebări. Vă renunțați la calitate de membru în grupul PNL? Nu. Nu, am avut o discuție, n-a fost vorba despre așa ceva. Am spus că dacă aș fi avut funcții în Partidul Național Liberal, bineînțeles că aș fi renunțat. Dar nu am nicio funcție în Partidul Național Liberal. Senator PNL. Faptul că PNL susține ridicarea imunității dumneavoastră. Foarte bine, este normal, trebuie să dăm voia anchetei să meargă mai departe și să vedem adevărul. Rămâneți în partid cu votul de miercuri? Dacă votul de miercuri este pentru încuvițarea începerii. Da, am spus și eu îi cere colegilor să voteze pentru ridicarea imunității. Nu, rămâneți în partid și pe votul. Bineînțeles. Sau vă dați demisia dacă vi se cere? Nu am de ce să-mi dau demisia de Partidul Național Liberal. Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, susține că deciziile privind achiziția de vaccinuri din acea perioadă au fost luate exclusiv de către dumneavoastră, fără a ține cont de opinia Ministerului Sănătății. Are dreptate sau nu are dreptate Vlad Voiculescu când spune asta? Pentru că el spune că se poate și dovedi prin desecretizarea ședințelor de guvern de atunci. Justiția nu se face la televizor, documentele sunt la dosar, vom vedea ce scrie în dosar. Dar mai vorbi despre acest subiect și spunea că, de exemplu, ar trebui să fie anchetată Ursula von der Leyen. Acum suntem într-o altă situație, nu cred că mai este. Considerați că dosarul dumneavoastră ar trebui pus pe pauză până în momentul în care se pronunță instanțele europene, pentru că știm că și la nivel european este un proces despre modul în care au fost achiziționate. Trebuie discutat acest subiect, trebuie văzut ce s-a întâmplat atunci, dar, repet, dați-mi voie să termin și eu să văd, după aceea putem să discutăm în detaliu. De ce refuzați să ne spuneți dacă v-ați consultat cu președintele Klaus Iohannis pentru achiziția de vaccinuri în România? Vom discuta despre dosar atunci când am toate informațiile. Deciziile pe care le-ați luat au fost doar ale dumneavoastră? În conformitate cu legislația din România, așa cum am spus de fiecare dată. Ce înseamnă acest lucru? Folosind baza legală din România. Ministerul Sănătății v-a avertizat la acea vreme că urmează să achiziționăm un număr prea mare de doze de vaccin? Există vreun document prin care Ministerul Sănătății v-a avertizat pe dumneavoastră? Nu știu, trebuie să mă uit la dosar. 120 de milioane de doze de vaccin pentru 10 milioane de potențial beneficiari. Nu au fost 120 de milioane. Au fost 38 în fază inițială, plus încă 50 și ceva. Deci chiar și aici se vorbesc. Deci ministrul Rafila a spus foarte clar 180 de milioane. Da. Dar Comisia Europeană a aprobat un program de 4,6 miliarde pentru 450 de milioane de locuitori. Asta înseamnă aproape 200 de milioane de doze pentru România. Dar știm foarte bine, declarația ministrului Rafila, nu ale mele, 35 de milioane și 80, niciodată nu au fost 120. Mulțumesc!